Paradă inedită în centrul Oradiei. Opt atelaje la care au fost înhămați câte doi cai de rasă au străbătut un traseu care s-a încheiat în Piața Unirii. Suita a fost condusă de primarul comunei Oșorhei, Ioan Gligor, cel care a reușit să pună localitatea bihoreană pe harta marilor competiții internaționale prin organizarea anuală a concursului de atelaje. Este cel mai mare eveniment din istoria concursului cu atelaje din România. Sunt peste 50 de atelaje, în jur de 200 de cai. În premieră o să avem și un concurs pentru cai, ponei și copii. Este o paradă care am făcut-o și anul trecut și săptămâna viitoare avem un concurs foarte important la Oșorhei, care va fi un concurs de 3 stele și într-una va fi și calificările pentru campionatul mondial de atelajele de 4. O surpriză deosebită, niște animale nemaipomenite care sunt cele mai apropiate de sufletul omului. Ani, mii de ani au slujit și acum sunt animale de admirat. Mi-a plăcut parada, mi-a plăcut caii, la fel și atelajele și o să merg și la concursul de cai de la Oșorhei. Îi felicit pentru această inițiativă, mă bucur că există acest concurs, că avem o vizibilitate internațională pe acest domeniu. Parada este un preambul al concursului internațional de atelaje care se va desfășura în Oșorhei, județul Bihor, pe pășunea Bergheș, în perioada 25-28 aprilie. Concursul internațional de atelaje Oșorhei, ediția 2024, este organizat de Primăria Oșorhei, Clubul Sportiv Oșorhei și Federația Ecvestră Română, în parteneriat cu Vizit Oradea și Primăria Oradea.